Zilele carierei au ajuns la final. Evenimentul a fost organizat de Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră în colaborare cu Universitatea Politehnică Timișoara și a fost dedicat studenților care sunt în căutarea unui loc de muncă sau de practică. Pe parcursul celor două zile, aceștia au avut ocazia să se întâlnească cu angajatorii celor mai importante firme din oraș. Iată care este retrospectiva acestei ediții a Zilelor Carierei. A fost încă o ediție de succes, o ediție în care am avut ca și vizitatori, în primul rând studenți ai universității, cei mai mulți, peste 80% dintre vizitatori au fost studenții politehnicii, dar și studenți de la alte universități. Am avut și grupuri de elevi în cele două zile, chiar și astăzi mai multe decât în prima zi. Au fost și destui absolvenți care și-au căutat oportunități la Zilele Carierei. De curând am centralizat și formularea de feedback atât din partea studenților cât și din partea absolvenților. Constatăm că și la această ediție am avut 6.000 aproape de vizitatori, am avut 60 de companii cu sute de oferte, deci cred că și la această ediție Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră al Universității Politehnica și-a atins targetul și, așa cum este și sloganul nostru, am reușit să punem cariera studenților pe primul plan al nostru, astfel încât am reușit să asigurăm o interacțiune, zic eu, destul de bună. Faptul că ofertele a 60 de companii au fost căutate de aproape 6.000 de persoane, zic eu că este un lucru bun. Spune-mi de ce ai venit la Zilele Carierei și ce cauți mai exact? Am venit mai exact să caut un job care ar putea să mă atragă pentru ce am studiat eu până acum și pur și simplu să văd cum funcționează domeniul muncii mai exact. Păi o practică de vară eventual. În ce domeniu? Electronică și telecomunicații. Eu caut un job în limba germană, în IT, în marketing. Nu contează domeniul, limba germană. Eu am venit la Zilele Carierei să caut internship, să lucrez pe vară. Și acum, pe așteptările, sper să mă primească cineva, să mă sune. În ce domeniu? În IT.